Bun găsit! România a început vaccinarea cu doza a treia de ser anticovid. Ce înseamnă această doză suplimentară, ce înseamnă o vaccinare încrucișată, ne spune invitatul meu de astăzi, doctorul Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Așadar, domnule doctor, când este recomandată această a treia doză? Știm clar că putem să o facem cu toții, dar ar fi ceva suplimentar de spus în această situație? Absolut. Condiția principală pe care trebuie să o întrunească toți cei care își doresc să facă cea de-a treia doză este să aibă minim 6 luni de la administrarea primelor doze, celei de-a doua doze, de fapt, de vaccin, indiferent de care tip de vaccin vorbim ca prima administrare. Și ce înseamnă această vaccinare încrucișată? Dacă ne-am vaccinat cu Pfizer, putem acum să apelăm la Moderna sau invers? Dacă am apelat prima dată la Moderna, putem acum să facem un ser Pfizer? Să le luăm pe rând. În România avem 4 tipuri de vaccinuri, 4 vaccinuri diferite împotriva COVID-19. Cine se poate vaccina cu cea de-a treia doză? Toți cei care s-au vaccinat cu vaccinurile care se administrează în 2 doze. Adică vorbim în primul rând de Pfizer-BioNTech, de Moderna și de AstraZeneca. Pentru Johnson & Johnson, vaccinul care se administrează într-o singură doză, încă nu există oficial recomandarea unei doze de rapel, așa cum este corect denumită cea de-a treia doză oricum, despre care vorbim. Și oricum a venit mai târziu în România acest ser. Exact. Când facem rapelul, cea de-a treia doză, putem să alegem dintre cele 2 tipuri de vaccinuri care sunt construite pe baza tehnologiei RNA mesager. Adică alegem fie Pfizer-BioNTech, fie Moderna. Recomandarea este de a te vaccina cu același tip de vaccin, adică dacă te-ai vaccinat cu Pfizer-BioNTech, să te vaccinezi tot cu Pfizer-BioNTech. Dacă te-ai vaccinat cu Moderna, să te vaccinezi tot cu Moderna. Pentru cei cu AstraZeneca pot să aleagă oricare dintre cele 2 doze, dar pentru primele 2 categorii, dacă își doresc să facă schimbul, vaccinarea heterologă, pot să facă fără niciun fel de problemă. Avem datele care ne spun că este la fel de în siguranță și la fel de benefică cea de-a treia doză și cu altă a treia doză decât primele 2 administrate deja. Deci cam acestea sunt lucrurile în mare. Ne prezentăm pur și simplu sau facem o programare înainte? Ambele variante sunt corecte. Pentru toată lumea care dorește să facă o programare, acest lucru este deja posibil pe platforma pe care o cunoaștem deja, vaccinare-covid.gov.ro, unde o să avem și secțiunea de programare. Altfel, ne prezentăm în orice fel de centru de vaccinare pe care îl avem deschis, doar cu buletinul și dacă întrunim această minimă și singură condiție de 6 luni de la cea de-a doua doză, putem să facem pe loc, fără să așteptăm, fără programare, avem și doze suficiente pentru toată lumea, putem să facem cea de-a treia doză. Ce înseamnă o schemă completă de vaccinare? De exemplu, dacă eu am 6 luni de la vaccin și nu vreau să fac a treia doză, asta înseamnă că nu am acel certificat verde, nu am o schemă completă de vaccinare? Acest concept de schemă completă de vaccinare rămâne în continuare așa cum a fost definit până acum. Adică pentru vaccinurile care se administrează în 2 doze, avea o schemă completă reprezintă avea numai 2 doze, deși se face cea de-a treia doză. Va rămâne în continuare această regulă valabilă, astfel încât sigur că se va elibera și o adeverință pentru toți cei care fac a treia doză, pentru că este un act medical și ai nevoie de, evident, o adeverință de vaccinare în care se menționeze data, tipul de vaccin și toate celelalte detalii. Dar, la nivelul beneficiilor pe care ți le oferă din încadrarea în cadrul certificatului digital european, doză completă, schemă completă de vaccinare, obținerea certificatului digital european care atestă vaccinarea, se face prin atestarea a primelor 2 doze. Deși în certificatul digital european va apărea că te-ai vaccinat și cu doza a treia, doza de rapel, dar sunt necesare doar primele 2. Nu pot să nu întreb și dacă avem ceva urmări după această a treia doză, cum s-a speriat toată lumea de la prima doză și de la a doua doză. Cred că a fost mai degrabă o chestiune subiectivă, fiind o abordare nouă, însă datele pe care le avem de la țările care au început deja administrarea celei de-a treia doze ne spun că, dimpotrivă, chiar sunt mai puține reacții adverse declarate. Oricum, noi avem în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului platforma deja upgradată pentru toți cei care se vaccinează cu doza 3 și practic orice fel de reacție adversă aferente administrării celei de-a treia doze
poate fi declarată. Știm că nu sunt mare parte din ele, nu sunt altceva decât reacții minime care locale care sunt aferente mai degrabă gestului mecanic, nu substanței în sine sau vaccinului în sine. Și dacă o femeie rămâne însărcinată după a doua doză și vrea să facă totuși și a treia doză, este recomandată această doză suplimentară? Evident că există tipuri și tipuri de recomandări care pot să varieze în funcție de vârstă, în funcție de patologii asociate, dar în linii mari vaccinarea este, se recomandă vaccinarea inclusiv femeilor însărcinate. Deci nu este niciun fel de problemă din acest punct de vedere, dar în fapt există multe variabile de natură personală care pot să decidă exact momentul vaccinării, dar în linii generale vaccinarea se poate administra inclusiv femeilor însărcinate. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!